Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. E o ediție specială, avem la masă doi invitați, oameni care, în mod normal, sunt concurenți într-o industrie, în industria de sănătate. Reprezintă companii care se luptă pentru această piață, dar pentru că e o industrie total diferită, iată, pot să fie la masă, alături și să vorbească despre această industrie. Fadi Craic este CEO al rețelei private de sănătate Regina Maria. Vă mulțumim foarte mult că ați venit. Dorin Preda, director executiv MedLife Group. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați venit. Ca de obicei, alături de mine, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin! Deși sunteți companii care, practic, concurează pe aceeași piață, mă bucur că puteți sta la aceeași masă. De altfel, sănătatea e o industrie, dar o industrie specială. Are grijă de oameni și încearcă să-i facă bine. Imediat discutăm despre asta. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin! Bună ziua! Bună ziua! Sănătatea și partea privată a sănătății în România, n-ai cum să nu vezi că e la an lumină distanță, din păcate, de multe zone din partea de stat. Spitalele de stat și spitalele private sunt diferite. Această parte a sănătății, zona privată, este și, de fapt, asta e prima întrebare. Dacă ar fi să ne uităm la nivel european, cum stă România în zona asta față de alte țări europene? E o diferență majoră? În primul rând aș comenta faptul că suntem o mână de oameni care reprezintă sectorul privat de sănătate și chiar dacă suntem competitori, împărtășim multe lucruri apropo de cum vedem dezvoltarea României și cum vedem investițiile pe care le facem pentru a dezvolta sănătatea din România, așa că da, mă bucur să fim astăzi împreună. România are unele lucruri, unele domenii în care stă foarte bine pe sănătate, unele în care e la coada clasamentului. Și dacă ne uităm la statisticile oficiale europene, suntem pe ultimele locuri la tot ce înseamnă prevenție și la tot ce înseamnă zona de a preveni și nu a trata neapărat o boală și nu a veni în ultima fază a unui stadiu, dacă vorbim de cancer. Și aici cred că suferim cel mai mult ca țară. Nu avem o educație vis-a-vis de prevenție, nu avem o zonă în care să putem să avem o cultură a sănătății cu adevărat impregnată la nivel național. Și asta pornește odată de la poate lipsa de educație, dar în același timp, sigur, e direct corelată cu disponibilitatea financiară de a face această prevenție. Și sunt acești doi indicatori care cred că sunt extrem de importanți. Lucrurile evoluează foarte bine sau mai bine în fiecare an, din ultimii 10 ani, dacă ne uităm, și cu ajutorul nostru, zicem noi, cu ajutorul sectorului privat, cu ajutorul abonamentelor medicale, care au reușit să democratizeze accesul la sănătate și accesul la serviciile medicale. Aceeași întrebare. Aș pleca tot de la observația pe care ați făcut-o vis-a-vis de faptul că doi competitori stau la masă și discută despre, zic eu, un subiect extrem de interesant în zilele noastre. Din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere, competiția este cea care a dus sectorul medical privat la acest moment și din cauza acestei competiții care a existat de-a lungul timpului între noi sau între noi și alții, pacientul a beneficiat, pacientul a ajuns să aibă servicii de calitate, pacientul a ajuns să aibă opțiuni și oportunități de a merge în unități medicale unde calitatea serviciilor este la nivel înalt. Mai mult decât atât, eu cred că și competiția cu sectorul de stat a făcut ca de asemenea pacientul să beneficieze. În general, eu cred că sănătatea și prevenția sunt lucruri care merg mână în mână și cred că pe măsură ce înaintăm în timp, oamenii se vor uita diferit la sănătate. Nu se vor mai uita la sănătate din perspectiva, cum să spun, a merge la doctor atunci când ai ceva. Sănătatea și modul în care oamenii se vor uita la sănătate va deveni din ce în ce mai proactiv. Oamenii vor încerca să aibă o viață sănătoasă, nu doar din perspectiva
cum să spun, sănătății și atât, și despre a fi activ, de a avea viața activă, de, nu știu, de a avea un echilibru emoțional și așa mai departe. Adică lucrurile se schimbă și eu cred că fix aici s-a ajuns din cauza competiției de pe piață, din cauza faptului că piața a cerut de la noi soluții noi și noi trebuie să ne adaptăm și să le... Ambii ați vorbit despre prevenție, ceea ce cu siguranță în România e o zonă la care trebuie lucrat mult. Ați pomenit și abonamentele medicale. Sunt foarte multe companii în România care au început în ultimul deceniu să ofere astfel de abonamente medicale ca un bonus salarial. De ceva ani încoace, cred că a devenit deja o regulă. Nu mai e un bonus, este, face parte din pachetul salarial de bază. Da, e considerat ca fiind un drept. E o legătură între abonament și prevenție? Abonamentul ăsta medical poate cumva să forțeze prevenția, să crească gradul ăsta de conștientizare, să se ducă omul care are abonament de la angajator să se verifice mult mai des, pentru că poate să descopere și să trateze mai repede? Da, cu siguranță, și avem și statistica care ne arată acest lucru, un abonat vine de 2,5 ori mai mult la medic pe parcursul unui an decât o persoană neabonată. Și asta cumva e o statistică deja de ani de zile care ne arată acest îndemn de a veni mai des la medic pentru că beneficiezi de un abonament medical. Estimăm că sunt peste 2,2 milioane de abonați în momentul acesta în România, noi reprezentând majoritatea pieței, noi doi ca și companii, și vorbim de o democratizare categorică a serviciilor medicale și a accesului la medicină. Dacă acum 26 de ani vorbeam doar de companiile multinaționale sau de companii din orașele mari, care dădeau acest beneficiu abonaților, angajaților lor. Acum, cel puțin în portofoliul nostru, peste 50% din abonați sunt oameni care lucrează în fabrici. Sunt oameni care au acces la sănătate, altfel n-ar fi avut acces cu ajutorul acestui abonament, n-ar fi avut acces. Deci vorbim de o democratizare extraordinară a accesului la medicină și la medicina secolului 21. Și mai mult decât atât, vorbim de educație și de diferite proiecte și programe pe care noi le facem cu partenerii noștri, cu clienții noștri, pentru a vorbi despre educație, de a vorbi de prevenție, de a face cu adevărat diferite forme de screening-uri cu diferite companii. Ce aș adăuga peste ce a spus domnul Crei, aș zice că modul în care abonații s-au obișnuit în timp să consume servicii medicale s-a transformat în sine într-un act de educație, nu numai asupra abonaților în sine, cât și asupra familiilor acestora, asupra mediului de lucru în care aceștia lucrează, asupra, nu știu, zonei de influență pe care fiecare o are în viața lui. Cumva observăm că dacă la început companiile ofereau acest gen de beneficiu doar angajaților, între timp chestia asta s-a extins, au început să ofere chestia asta și pentru soț, soție, copii. Chestiunea asta, eu zic că, așa cum spunea și Fadi mai devreme, este o chestiune de educație și mai mult decât atât este o chestiune care ține cumva de a-ți monitoriza parametrii consecvent, în așa fel încât atunci când ai o problemă medicală o să o găsești din timp, în așa fel încât ea să poată fi tratată ușor. În momentul în care renunți la a face prevenție și renunți tu ca și companie în a oferi angajaților tăi servicii de prevenție, abonamente, riști să cheltui mai mult cu tot ceea ce înseamnă zona de concedii medicale, cu tot ce înseamnă zona de a înlocui angajatul care îți lipsește și care are o problemă de sănătate. În studiile pe care noi le-am văzut, atunci când un angajator, de exemplu, alege să nu ofere servicii de prevenție angajaților lui, plătește de până la 11 ori mai mult
în aceste costuri despre care v-am vorbit. Productivitatea scade, oamenii dispar pentru o perioadă din zona de desfășurare activității fix pentru probleme medicale. V-am auzit pe amândoi vorbind despre prevenție. Asta mi-a amintit de mine, acum 100 de ani, când eram licean, într-o oră, mi se pare că era ceva educație civică, profesoara ne-a rugat să scriem pe o bucată de foaie ce contează cel mai mult pentru noi în viață. Și fiecare a scris ce i-a trecut prin cap. Școală, carieră, prietenie, iubire. Și fiecare a citit lucrurile care contau pentru noi în viață. Iar la final a citit și profesoara lucrurile importante pentru ea. Pe primul loc, pentru profesoara noastră, care era cam de vârsta pe care o avem noi acum, era sănătatea. Niciunul dintre noi nu pusese sănătatea printre lucrurile importante, pentru că atunci când ești tânăr, consider că n-ai nevoie de servicii de sănătate. Întrebarea este următoarea. La ce vârstă în România începe interesul pentru sănătate? Cred că depinde foarte mult de mediul în care oamenii trăiesc. Aș zice că pentru femeile din viața noastră, preocuparea pentru sănătate începe mult mai devreme decât începe pentru noi bărbații. Cred că pentru o femeie de 25-30 de ani, preocuparea pentru sănătate începe să fie o chestiune constantă. Bărbații, într-adevăr, încep să devină mai preocupați de chestiunea asta după 40 de ani și de regulă și atunci împinși de soții de la spate, pentru că, evident, cu cât te duci mai devreme și te evaluezi, cu cât mai devreme încerci să vezi în ce situație te afli, cu atât e mai ușor să tratezi. Evident, sunt și excepții, adică sunt și bărbați care încep să preia responsabilitatea asta a sănătății proprii mai devreme. Dar spunem așa, în general cam așa cred că funcționează. Asta vă arată și statisticele abonaților, domnule Crei. Bărbații undeva la 40 de ani, femeile la 25? No, statistic, cu siguranță în domeniul sănătății știm că femeia din viața noastră, că e mama, că e soția, că e prietena, că e vecina, este cea care decide foarte mult despre sănătatea familiei și a comunității de care are grijă. Și asta e nu numai în România, asta este un lucru dovedit și în toate țările, cel puțin europene. Femeia este cea care împinge demersurile către o viață mai activă sau mai puțin activă vis-a-vis de sănătate și cum ne raportăm. Statistica noastră arată ceva foarte interesant în ultimii 3 ani și o să fac o legătură și cu ce s-a întâmplat pe perioada COVID-ului. Înainte de COVID, înainte de 2020, vedem o generație din ce în ce mai interesată de sănătatea, noile generații, din ce în ce mai interesate de ce se întâmplă cu sănătatea lor, cu corpul lor, mai bine spus, o generație care vrea să-și înțeleagă corpul din ce în ce mai mult. Fie că vorbim de nutriție, fie că vorbim de mental health, fie că vorbim de tot felul de tehnologii pe care le avem la mână, la deget sau în alte zone, vorbim de generații care vor să-și înțeleagă corpul din ce în ce mai mult. Și asta pe noi ne bucură foarte mult, pentru că asta are o componentă inerentă legată de o viață activă, o viață sănătoasă și o viață la finalul zilei care ar trebui să însemne beneficii cu privire la sănătatea populației din România. Ce s-a întâmplat în perioada de pandemie? Am observat, așa cum spunea Dorin, câțiva angajatori mari care nu puneau accent pe zona de prevenție medicală sau pe zona de abonamente medicale, loviți practic fantastic de acest val de a avea grijă brusc și foarte important de sănătatea angajaților lor și de a crea un mediu safe în fabrică, în birouri, în comunitățile de care au grijă. Și ce s-a întâmplat în 2021? S-a mutat discuția din birourile de HR, s-a mutat discuția pe bordurile companiilor sau la nivel de CEO. Și am observat un transfer fantastic de interes, un transfer foarte mare și discuții foarte importante între noi, furnizorii de servicii medicale, și mari angajatori care spun por responsabilitatea unei comunități de 30.000 de oameni, nu doar 10.000 de angajați.
au și copii, au și părinți, au și rude și port responsabilitatea unui întreg oraș sau unui întregi comunități dintr-un județ. Pentru că sănătatea angajatului înseamnă în definitiv și sănătatea firmei. Dacă Corect. Angajații ți se îmbolnăvesc, firma ta suferă, se gripează. Da. Și asta observăm ca o tendință foarte interesantă în care angajatorul zice, hai să fiu mai proactiv, hai să fac mai multe lucruri. Cu siguranță e și mai ieftin pentru angajator într-o țară în care salariile cresc și urcă vertiginos. Este mai ieftin pentru angajator să zic că aloc încă 5 euro pe lună pentru fiecare angajat decât să-i măresc salariul cu 100 de lei sau cu 200 de lei pe lună. Și în felul acesta nu vorbim despre valoare de 5 euro, ci valoarea percepută de către angajat este de 50 de euro pe lună, pentru că primește servicii mai multe. Vă propun să facem o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors. În fața ta continuă Fadi Creih, CEO Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria și Dorin Preda, director executiv MedLife Group. Vă mulțumesc că ați venit astăzi împreună, deși spuneam și la începutul emisiunii, sunteți în competiție, dar sănătatea e o altfel de industrie. Vorbeam foarte mult despre prevenție și despre faptul că, mai ales în perioada COVID, angajator mare au înțeles că sunt responsabili, pe de o parte, de angajaților și de familiile acestora, poartă această responsabilitate, dar și-au dat seama cu siguranță și că business-ul lor rămâne în picioare dacă au niște angajați sănătoși, pentru că au văzut-o în mod cât se poate de direct. Pe lângă prevenție mai există un termen, da? Screening. Uh-huh. Te duci la intervale regulate și te verifici, pentru că sunt atât de multe afecțiuni, unele grave, care însă descoperite la timp pot fi eliminate. Uh-huh. În România, cum stăm la acest capitol? Și o să încep cu dumneavoastră, domnule Preda. Păi, eu zic că România și în special sectorul privat s-a dezvoltat foarte tare în ultimii 20 de ani. Infrastructura medicală privată creată în ultimii ani, eu zic că poate să activeze în oricare din țările din Europa la standarde foarte bune. Atât noi cât și competitorii noștri, zic eu că am făcut treabă bună din punctul ăsta de vedere. Noi am investit în ultimii 20 de ani în jur de 200 de milioane de euro în extinderea rețelei medicale și mă refer aici atât la zone de ambulatorii, da? Deci policlinici în care pacienții pot merge și efectua analize medicale, servicii medicale de orice fel, evaluări de orice fel. Dar mergem mai departe și la business-ul de laborator, unde de asemenea avem 27 de laboratoare construite de-a lungul timpului, dintre care unele cu o tehnologie de ultimă oră, laboratoare automate, cu linii automate, cu tehnologie și cu inteligență artificială pe fiecare flux în parte. Și eu zic că, din punctul ăsta de vedere, lucrurile arată bine și oamenii au opțiuni. Salvează vieți? Screening-ul? Cu adevărat salvează vieți? Da, cu adevărat, sigur că da. Și Dorin povestea despre liberul arbitru, da? De fiecare pacient poate să aibă acces acum la tehnologie și la acces efectiv în accesa servicii. Mai există programele de screening care sunt făcute special, gândite, dedicate de cineva și încearcă să înroleze oamenii în acele programe. Și ne-am desfășurat de-a lungul anilor mai multe programe de screening și aș aminti unul care tocmai recent a primit un premiu național, un Gold Recognition pe zona de sustenabilitate și comunitate, împreună cu un mare angajator din România, care pentru angajații lui a oferit un screening de cancer. Pentru femei, screening mamar, screening de cancer de piele și, mă rog, trei tipuri de screening-uri. Iar pentru bărbați, la fel, cel de piele și, bineînțeles, adăugat cel de prostată pentru zona aceasta. Și vă dau niște statistici. Au trecut prin acest screening, vorbind de un mare angajator la nivel național, peste 7.000 de angajați și au oferit gratuit acest program timp de 12 luni
Și nu numai că l-a oferit, a cumva făcut un push fantastic pe angajați să folosească acest program. Au fost depistați 250 de oameni în diferite stadii de cancer de care nu știau. Au fost depistați oameni care nu știau. Ceea ce a fost foarte bine a fost stadii extrem de incipiente la cei mai mulți dintre ei. Și au putut găsi tratament, au putut fi diagnosticați corect, tratați și urmăriți în România. Și asta, aș zice, puneți voi un preț pe a salva viețile acestea, pentru, nu numai pentru angajatori, dar și pentru angajați, să crească nivelul de loialitate față de compania care ți-a oferit așa ceva. Vreau să vă întreb despre aceste abonamente medicale, mă rog, ca să știm ce le cerem angajatorilor noștri. Dacă am o asigurare medicală, chiar una privată, am nevoie și de un abonament, ce aș avea nevoie de un abonament medical? Sigur că răspunsul depinde dacă aș fi un consultant, dar aș spune că asigurarea medicală este extraordinar de potrivită atunci când ai un incident, un caz. E o asigurare. Deci ai o nevoie, Doamne ferește, apare ceva în viața ta, îți rezolvi problema cu asigurarea medicală. Sunt puține, din păcate, asigurări medicale care să fie comprehensive în România și care să-ți acopere zona de spital. Și aș spune că ai nevoie de abonamentul medical în momentul în care ai nevoie de prevenție, ai nevoie de screening-uri și ai nevoie de o relație, aș zice, lunară sau, mă rog, trimestrială cu un furnizor de servicii medicale. Diferențele principale între abonament și asigurare, la abonament, cum suntem noi, cum sunt ei, de exemplu, purtăm responsabilitatea ecosistemului. Am creat un ecosistem în jurul abonamentelor medicale, de care vorbea mai devreme, că e digital, că e fizic, am creat acest ecosistem în care noi purtăm responsabilitatea de a te ghida și de a te ajuta să fii ghidat în sistemul nostru. La asigurare, îți iei propria soartă în propriile mâini și te ocupi de dosarul medical complet, îți alegi și ai opțiunile de a-ți alege lucrurile. Sunt diferențe, cred că asigurarea se comportă ca o asigurare, că de aceea se cheamă asigurarea medicală, pe când abonamentul medical se comportă ca un beneficiu, ca o ustensilă de a-ți ajuta prevenția și diagnosticul. Bun, domnule Preda, iau un abonament la dumneavoastră, da? Am abonamentul, am probabil îmi dați un card, îl țin în portofel, după care ce fac? Bat la ușa dumneavoastră și îmi fac analizele sau cum se întâmplă de obicei? Nu neapărat. Ideea este așa, odată ce deveniți abonat, o să aveți în primă fază o interacțiune cu medicii de medicina muncii. Medicii de medicina muncii sunt cei care vizualizează și cumva evaluează fiecare angajat. Deci îmi fac un prim consult. Gen, da? Și un prim test de analize și în funcție de ce văd la acest prim consult, fac și recomandări. E posibil ca în urma unui control de medicina muncii, care control de medicina muncii se face și la angajare, dar se face și periodic în fiecare an și pentru anumite industrii se face chiar se face chiar mai des de un an. Urmarea acestui consult, puteți primi recomandări să mergeți și să vedeți anumiți doctori, să faceți anumite analize, să faceți anumite investigații. Mai mult decât atât, de fiecare dată când mergeți la un medic, la un medic generalist, la un medic internist, în principiu, odată ce v-a văzut, vi se fac recomandări specifice vârstei, specifice bolilor profesionale pe care le puteți avea. Da? Deci de aici înainte începe un proces întreg, urmează să primiți de-a lungul timpului diverse recomandări. Bun, dar dacă am nevoie de operație, asta este acoperită de asigurare. Asta aș vrea să completez, apropo de ce a zis Fadi mai devreme. Sunt două produse, abonamentul și asigurare. Ele sunt complementare din punctul meu de vedere. Da, abonamentul, așa cum l-am tot povestit până acum, acoperă partea de prevenție și acoperă, dacă vreți, o zonă în care rămâneți într-o zonă safe, dacă mergeți la medic și dacă vă consultați în mod curent, nu o să ajungeți niciodată într-o situație la limită. Pe de altă parte, asigurarea este un produs financiar. El acoperă un risc care apare pe neprevăzut și acoperă practic dauna produsă de acest risc.
Deci cumva sunt două lucruri diferite. Asta e mai degrabă o chestiune mai palpabilă decât o asigurare. Asigurarea începe să vă acopere, dar abia în momentul în care apare un risc. Din ce am înțeles până acum, v-ați adresat cu pregătire companiilor. Ați spus că ați început cu companiile multinaționale care au adus practica asta probabil din afară, dar și eu, client individual, aș putea să-mi fac un astfel de abonament medical. Corect. Ce am făcut în ultimii ani, pentru că piața crește din ce în ce mai mult și crește sustenabil în fiecare an, oferta noastră cu siguranță s-a adaptat cerințelor pieței. Și odată cu creșterea disponibilității financiare a românilor și creșterea puterii de cumpărare, și vedem orașe din ce în ce mai puternice, cu siguranță crește și cererea pentru astfel de produse. Și produsul de abonament e și un produs de economisire, pentru că odată ce ai abonamentul medical, plătești mult mai puțin pe lună sau trimestrial decât dacă ai plătit de fiecare dată când vii la noi. Și da, există ofertă atât pentru persoane fizice, cât și pentru IMM-uri, produse care sunt de câțiva ani lansate, cel puțin la noi de vreo 6 ani, și avem zeci de mii de români care au aceste abonamente, dar cu pregădere ce vedem noi și unde lucrăm foarte mult în zona de IMM-uri. Deci nu mai e de mult un produs pentru multinaționale, corporații foarte mari, antreprenori foarte mari, ci vorbim și de multe IMM-uri care iau acest produs. Vă propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, doi invitați speciali în aceeași industrie, concurenți, da, iată că stau la masă. Sănătatea este o piață diferită, chiar și în România. Ați vorbit foarte mult despre abonamente în special, pentru că, na, e un început de drum și în democrația tânără, care este România de 30 de ani, sunt oferite în special de angajatori, acum ca o parte a pachetului salarial. Bun, dar nu doar angajații au probleme, nu doar în cazul angajaților ar trebui făcut screening copiii acestora? Acolo cum rezolvăm? Ce observăm? Observăm că sunt mulți angajați care spun am beneficiat de abonament, văd beneficiile serviciului, văd tot ce se întâmplă, că fac mari furnizori de servicii medicale și aș vrea cumva să fiu sigur la pediatrie, dacă vorbim de copii, aș vrea să am un abonament și pentru copii. Există două opțiuni la noi, cel puțin. Una de retail, poți să cumpere online produsul pur și simplu ca orice cumpărătură online. Sau dacă ești un client vechi al rețelei și ești de mulți ani alături de noi, probabil că angajatorul a negociat o ofertă specială pentru angajații lui să poată să cumpere din banii lui astfel de abonamente pentru familia lui și pentru membrii lui de familie. Și sunt în momentul de față zeci de mii de astfel de situații în fiecare oraș mare din țară, deci nu vorbim la nivel de portofoliu, sunt peste 100 și ceva de mii de oameni care au produse cumpărate, abonamente cumpărate pentru membrii lor de familie. Deci, practic, își pot aduce și membrii familiei, copiii pot beneficia și ei de astfel de screening-uri. Fără dubiu. Ce aș vrea să adaug, pentru că mi se pare important, pe lângă componenta de sănătate, au început să adauge și alte componente, cum ar fi componenta de fitness, componenta de mers la sală, de gym, respectiv componenta de nutriție. Și, practic, reușesc să creeze produse care cuprind mai mult decât doar sănătate. Acum, din perspectiva noastră, lucrurile sunt simple. Pe lângă abonamentele medicale care au, care cuprind servicii, analize medicale și alte investigații, noi credem că și sportul și mișcarea reprezintă în sine o componentă a prevenției, reprezintă în sine prevenție în sine și ele ar trebui cumva gândite și introduse fie în pachetele medicale, fie ar trebui gândită o structură de
cum se spune, de o structură fiscală similară și asemănătoare cu cele din abonament. Credem că împreună cu genul ăsta de add-on-uri care se pot pune peste pachetele medicale, vom avea, pe de-o parte, o îmbunătățire a stării de sănătate a populației și, pe de altă parte, o reducere a impactului în cheltuielile Fondului Național de Asigurări Sociale. Vreau să vă dau două statistici. În România, vârsta medie la care încep problemele de sănătate este 59 de ani. În restul Uniunii Europene este 64 de ani. În România, numărul mediu de examinări RMN-CT este de 38 la 1000 de locuitori. În restul Uniunii este de 204 la 1000 de locuitori. Cine arată statisticile astea? Că sistemul medical din România este axat numai pe tratare, nu și pe prevenție. Răspund eu. Vorbim de foarte, foarte mulți ani, fie că vorbim de Comisia Europeană, fie că vorbim de diferite guverne care au fost în anii aceștia, vorbim despre celebra inversare a piramidei. Și ce înseamnă asta în termeni normali? Casa Națională de Asigurări, Ministerul Sănătății, cheltuie destul de mulți bani pe zona de spital. Mm-hmm. Și tot ce vedem în Europa, vedem că spitalele sunt o componentă mică din total cheltuieli și cheltuielile cele mai mari se duc în zona de prevenție, de diagnostic, în zona de a preveni și de a afla ce ai și foarte puțin invers. Pe zona de spital. La noi este invers. La noi este invers. Și de aceea se vorbește de inversarea piramidei de foarte mulți ani, de cum facem să schimbăm această paradigmă astfel încât să nu îți rezolvi toate problemele într-un spital de stat sau privat, ci să poți să previi lucrurile acestea. Ce credem că s-a întâmplat în, ce cred personal că s-a întâmplat în ultimii 10 ani foarte mult, vedem că nevoia exista, furnizorii de servicii medicale privați au venit și au creat infrastructură medicală fantastică, au contribuit cu foarte multă tehnologie la un ultim standard și mai mult decât atât au reușit foarte mult să țină echipele medicale românii să nu mai plece, să migreze atât de mult în străinătate prin crearea acestor infrastructuri medicale. Deci această inversare a piramidei de care se tot vorbește, credem că noi am făcut mult mai repede pașii în a contribui la acest lucru și vă dau un simplu exemplu. Gândiți-vă că împreună doar cele două companii la masă au peste 7 milioane de vizite în fiecare an, de vizite de servicii medicale. E, aceste milioane de vizite înseamnă o degrevare a sistemului public de sănătate, de a scăpa de presiunea de a servisa aceste persoane care au nevoie de servicii medicale. Deci vorbim nu numai despre beneficiile de a face prevenție sau beneficiile de a democratiza accesul la servicii, ci vorbim de a ajuta sistemul să reușească să ajungă la această inversare a piramidei. Domnule Preda, am și aici o statistică referitoare la medici. În România, unul din trei medici școliți în România a plecat în străinătate. Între 2010-2019 au plecat 35.000 de medici și asistente din această țară. Din 2018, domnule Preda, în momentul în care s-au mărit salariile în sistem, ați observat cumva o încetinire acestui val de migrări? Da, noi vedem un pic diferit povestea asta cu migrația de personal și în special migrația personalului medical. În sensul că e adevărat, oamenii continuă să plece la un nivel mult mai mic, aș zice eu, după 2018-2019. Deci a încetinit după eu ce zic s-au mărit salariile. A încetinit pe de-o parte din cauza acțiunilor pe care guvernul le-a luat la un moment dat de a aduce salariile personalului medical la un nivel, zic eu, comparabil cu ce se întâmplă afară. Pe de altă parte, și ce am făcut noi în ultimii 2-3 ani de zile ca și sistem medical privat, cred că a contat. Pentru că, în continuare, dacă e să ne uităm pe cifre, undeva la 44% din medicii, din personalul medical din România lucrează în sistemul privat, ceea ce cred eu că a ajutat foarte mult. Deci 44% au ajuns în sistemul privat. Lucrează probabil mulți și în sistemul privat și în sistemul de stat, dar dacă îi numărăm,
personal medical, medici și asistente, 44% sunt în sistemul privat. Și asta, zic, contează la fel de mult cum au contat și măririle de salarii. Noi vedem oameni talentați, vedem medici foarte talentați, care sunt foarte buni și nu cred că cineva care e foarte bun aici ar putea să fie bun oriunde și să aibă căutare oriunde. Dar cu toate astea lucrurile se schimbă. Oamenii, cred eu, că preferă să stea în salarul și să muncească pe salarii decente decât să umble prin lume. De curiozitate, întrebarea este pentru amândoi. Câți medici ați oprit să plece din țară și i-ați ținut în rețelele dumneavoastră? Nu, Fadi. Aș spune altfel. În momentul de față sunt 8.000 de oameni, din care 2.800 sunt medici. Cam așa. Deci, și vorbim de medici care cu siguranță ar putea mâine să lucreze în Franța, în Italia, în Anglia, oriunde. Și ei aleg să rămână în România și aleg nu numai datorită salariului nostru extrem de competitiv, ci zicem noi că sunt trei piloni foarte importanți. Salariu, accesul la tehnologie, la ultimă tehnologie, și al treilea lucru, mediul de lucru. Să ai un mediu de lucru în care performanța, meritocrația să existe și să poată să respire. Și asta credem că este extrem de important pentru corpul medical. Și n-aș vrea să îmi puneți întrebarea doar pentru medici, ci aș vrea să mă întrebați și de asistente medicale și de asistenții medicali, pentru că, de fapt, deșertul medical sau drama României este mult mai apăsat în zona de asistenții medicali decât pe medici și acolo eforturile noastre sunt mult mai puternice în a ține asistenții medicali în România, pentru că acolo nevoia de a avea o echitate financiară este mult mai mare decât în zona medicilor. Și acolo eforturile noastre, și când zic noastre, ale sistemului medical privat, sunt eforturi chiar uriașe de a avea asistenți medicali extrem de bine pregătiți în România. Domnule Preda. Aș zice că, dincolo de câți oameni am reușit să oprim să nu plece în afară, aș zice că sunt foarte mulți pe care am reușit să-i aducem înapoi. Aș zice că acest trend cu medici care pleacă în exterior are și să zic, o altă față, și anume medici care se întorc. De regulă, medici care au plecat foarte devreme, se întorc medici bine pregătiți și reușim să luăm medici înapoi pe foarte multe specialități. Am luat medici în București, am luat medici în Sibiu, am luat medici în Cluj, oameni care se întorc înapoi și doresc să lucreze în România. Deci, cumva, trendul ăsta, zic eu că poate fi și inversat, nu neapărat în aceeași măsură. Și cred că ce a spus Fadi un pic mai devreme legat de zona de asistenți medicali e foarte adevărat. Aici cred că e mult mai greu și cumva e mult mai dificil să reușești să-i ții oamenii valoroși alături de țară și sunt foarte mulți care aleg să plece. Ultima pauză a discuției noastre de astăzi. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors, suntem în ultima parte a discuției noastre de astăzi, doi invitați special, Fadi Craih, CEO Regina Maria, rețeaua privată de sănătate Regina Maria, și domnul Dorin Preda, director executiv al MedLife Group. Domnilor, am discutat foarte mult despre prezentul industriei în care activați. Cum vedeți dumneavoastră că va arăta sănătatea, domeniul ăsta în care activați, în România peste 10 ani? Sau poate cum v-ați dori să arate? Eu sunt optimist din fire, așa că aș spune că cu siguranță peste 10 ani avem șansa să facem niște salturi ca țară extraordinar de importante în următorii 5 ani, aș zice, cu ajutorul dat odată de PNRR, și aici vorbim de sistemul de stat care are șansa să se reinventeze și să devină mai puternic. Și cealaltă șansă, vorbim de o maturizare a sectorului privat de sănătate, faptul că jucătorii se așează, jucătorii au căpătat extraordinar de mare experiență, avem diferite proiecte la care fiecare dintre noi lucrează pentru a continua dezvoltarea infrastructurii medicale și a corpului medical din sectorul privat. M-a întrebat trei lucruri pe care le văd.
Primul lucru, cu siguranță, se schimbă modul în care accesezi serviciile medicale. Și vorbim de digitalizare, vorbim de accesul la tehnologie sau accesul la medici în zone în care poate nu mai sunt destui medici și pe care poți să-i accesezi online. Și modul în care vei accesa serviciile medicale va arăta cu totul altfel în 10 ani față de cum arată acum. Al doilea lucru, vorbim de focus și de specializarea diferitelor spitale. De la spitale generaliste ne vom muta către spitale care sunt terțiare și care fac niște lucruri extraordinare într-o anumită regiune. Și mi-ar plăcea să cred că regiunea să nu fie doar România, ci să fie mai multe țări din zona aceasta. Și al treilea lucru pe care îl văd este o mai mare conștientizare a educației și a importanței sănătății cu privire la ce spuneați mai devreme, că v-a pus profesoara să scrieți pe hârtie. Mi-ar plăcea din ce în ce mai mulți studenți sau oameni în 25 de ani plus să conștientizeze că sănătatea e un lucru pentru care trebuie să lupți și nu este implicită. Bună, Preda. Cred că pacientul se va schimba. În 5 ani, în 10 ani vom întâlni alt pacient. Pacient mult mai informat, mult mai educat și de aici și alegerile pe care le va face vor fi mult mai clare și în direcție firească cu calitatea serviciilor pe care le va primi. Cred că medicul se va schimba, medicul va merge mai degrabă către zona de cercetare, către zona de robotizare, da? Pentru a folosi echipamente din ce în ce mai cu tehnologie din ce în ce mai avansată. Și cred că în cele din urmă piața medicală privată va trebui să se schimbe, să răspundă cerințelor acestor noi clienți ai săi. Medicii sunt clienți interni, pacienții sunt clienți externi, dar toți la oaltă împreună formează acest triunghi care trebuie să funcționeze și în viitor. Vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi, domnilor, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Ne revedem!